Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou vlog de pe acest canal de YouTube. În acest vlog voi deschideți nepurile. Îmi scuzați vocea, dar acum 10 minute m-am trezit efectiv. Aseară am terminat live-ul de pe TikTok în jurul orei 2 sau 3, ceva de genul, nu mai țin minte exact. Băi frate, în fiecare seară fac câte un live pe TikTok, fac efectiv zilnic, băi, de o săptămână jumate. Nu, de aproape 2 săptămâni fac live-uri zilnic pe TikTok, așa că nu uitați să intrați acolo pe TikTok, să-mi dați follow și imediat oricum facem 1 milion de urmăritori acolo. Iar după live-ul de pe TikTok am intrat direct pe Instagram și mi-am dat seama că, bă, eu nu am vlog, frate, pentru săptămâna asta, ești nebun la cap. Nu înțeleg cum a zburat timpul de joi până astăzi, până marți, efectiv nu-mi dau seama. Acum este ora 1 fără un sfert, deci gândiți-vă că eu trebuie să termin de filmat, de editat, de făcut thumbnail-ul și de postat până la ora 6, adică mai am 5 ore și ceva la dispoziție, pentru că știți foarte bine că eu postez în fiecare marți și joi de aproape o lună și vreau să mă țin foarte tare de programul ăsta, să vă obișnuiesc și voi cu programul ăsta. Marți și joi de la ora 6 seara, vlog nu, să nu uitați. 2 vloguri pe săptămână și în fiecare seară live pe TikTok, vă aștept pe TikTok. În cazul în care vreți să mă vedeți mai mult decât mă vedeți deja pe YouTube. Și da, am zis să fac această idee de vlog pe care o am plănuită de foarte mult timp să o fac, dar nu am avut timp zilele astea și după cum v-am spus, nu înțeleg cum a zburat timpul de joi până astăzi. Dar în orice caz, haideți să-i dăm bătaie. Am primit în jur de 200 de snap-uri de la voi. Dar în orice caz, cred că o să fac screen record sau să fac direct screenshot. Nici nu știu sincer ce să fac. Sincer, cred că o să fac screenshot-uri pentru că am niște evenimente, auzi. Am avut niște situații în care am făcut screen record și efectiv nu mi s-a salvat screen record-ul sau pur și simplu a dispărut din telefon. Așa că prefer să fac screenshot-uri, frate. În orice caz, voiam să filmez vlogul ăsta azi noapte, dar eram prea rupt după live și am zis că bă, hai că mai bine dorm, îmi las snap-ul pe Instagram la story acolo și până dimineață când mă trezesc, îmi trimite lumea snap-uri. Și băi frate, chiar mi-a trimis vreo 200 și ceva de snap-uri și cererile vin în continuu și nu se mai opresc. Acum că mi-ați aflat și snap-ul, da, o să fie public pentru totdeauna și eu zic să nu ne mai întindem cu vorba, hai să trecem la vlog, nu uitați să dați un like acestui vlog, vă rog frumos, m-ar ajuta enorm pentru algoritm, să ajung acolo pe pagina de recomandate a YouTube-ului, nu uitați să vă abonați la acest canal pentru că aș vrea să facem sincer măcar 430.000 de abonați până la sfârșitul lunii acesteia. Dar nu știu sincer dacă o să reușim într-o săptămână să mai facem încă 10.000 de abonați. Dar în orice caz, haideți tata să trecem la vlog. Ok, voi începe chiar cu primul snap. O să dau un jos. Ok, am ajuns jos. Gata, stați că am dat prea mult. Vă dați seama că nu o să pun fiecare snap în parte pentru că cred că mi-ați trimis și prostii pe aici. Dar haideți să vedem. Te pup, Ceanule, tot respect, îmi place ceea ce faci. Kiss love. Kiss love și ție, Nicușoare. Te pup, îți mulțumesc foarte frumos, frate. Bă, niciodată n-am făcut ideea asta de vlog și chiar mi se pare mișto să interacționez așa cu comunitatea ta, să vezi ce fel de oameni te urmăresc. Te pup, Nicușor, îți mulțumesc foarte frumos, frate, pentru că mă urmărești. Ok, hai să trecem la următorii oameni, că avem, aoleu, câte snap-uri avem de deschis. Îmi scuzați fața și părul din cap, dar după cum am spus, m-am trezit acum 10 minute. Elena, ce este cu poza asta, Elena? Ești depresivă? Ce ai? Mi se pare că ești foarte tristă în poza asta, n-ar trebui să mai faci poze așa, după părerea mea. Azi e ziua mea și mi-a zis, la mulți ani, sunt fericit, atât, pup vlogul dacă îl faci. Te pup, frate, știu că am răspuns la un mesaj azi noapte înainte să mă pun să dorm cuiva căruia era ziua și am spus la mulți ani. Băi, să știți că răspund destul de des pe Instagram la DM-uri și pe Instagram de asemenea la story-uri pun anunțuri destul de importante din viața mea, așa că nu uitați să-mi dați și un follow pe Instagram. În cazul în care aveți nevoie de vreun sfat sau aveți nevoie să vorbiți cu cineva sau v-aș putea ajuta cumva într-un anume fel, dar nu vrăjeală, puteți să-mi dați mesaj pe Instagram, frate, că verific destul de des request-urile. Uliu! Ce-i asta, Andreea? Mamă! Cea mai bună modalitate de a trezi pe cineva, efectiv, să-i trimiți prima poză de dimineață, adică prima poză de dimineață, când avea dus să știe fata, dar zic așa că e de... Cum ar fi de dimineață să te trezești cu poze de-astea, gen, să ai plin DM-ul de poze de-astea?
Cred că ți-ai început ziua genial. Mulțumesc foarte frumos, Andreea, pentru Snap. Da, bineînțeles că primim și prostii pe aici pe care nu o să le punem, îți dai seama. Mă așteptam să primim și o grămadă de prostii, dar trecem mai departe. Natalia Moise, Natalia, ești bărbat sau fată? Băi, frate, că nu-mi dau seama. Da, sigur, 100% e filtru. Băi, da, te prinde filtrul ăsta, superb, jur. Deci vine, nu înțeleg cum vine chilia aia și barba aia și mustața aia perfect. După 13 ore de muncă, bună pentru vlog. Mamă, Diana, dar par destul de tânără. Ce muncești? Chiar sunt... Nu sunt răcit, dar de obicei când abia mă trezesc sunt destul de înfundat. Nu știu de ce mă trezesc așa în fiecare dimineață, foarte înfundat. Dar să ne întoarcem la Diana. Diana, ce muncești? Pari foarte tânără, zici că ai 15 ani. Chiar sunt curios ce ai putea să muncești, jur, și câți ani ai. Jason aici este pe mare relax la 1:30 noaptea, cu LED-uri, cu alea, stă bine în pat, te pup. Ceanu este numărul 1, te pup, Mădălina, îți mulțumesc foarte, foarte frumos. Nu este numărul 1, mai are, cred că toată viața de muncit să ajungă numărul 1, dar hai să fie bine. Deci fata asta m-a întrebat câți ani cred că are. Eu îi dau undeva pe la 16-17, pe acolo, hai să vedem câți ani are. Sunt curioasă câți ani îmi dai, am 15. Ok. 15 ani are fata asta, mă așteptam să... Da, pe acolo, da. De ce nu dormi la ora asta? Pentru că am terminat live-ul la ora aia, Daria. Daria, doamne, te cheamă Ale Popo. Popo. Ok. Bună, Ana! Cred că asta este o poză fake, sincer. Nu știu, pare o poză fake, frate. A, de fapt, nu este fake, mă, frate. Gen, uitați-vă, are Bitmoji-ul la fel ca ea, gen. Bă, hai să vă arăt Bitmoji-ul meu, vă pișați pe voi de râs. Deci, ăsta este Bitmoji-ul meu. Seamănă cu mine? Da, eu zic că seamănă. Bă, frate, eu țin Snap-ul ăsta doar de Caterinca, frate, nu... N-am stat niciodată cum trebuie pe el, nici nu l-am folosit vreodată, gen, serios. Dar e Caterinca, chiar e Caterinca. Mamă, stați că trebuie să dau înapoi, jos, iar m-am dus, gata. Bă, dar mi-ați trimis foarte multe prostii, gen. Dar era de așteptat, chiar era de așteptat, mă așteptam. Mamă, frate, ce e asta? Mi-a trimis 100 de edituri, ești nebun la cap. Ia vedeți câte... Bă! Ce mi-a făcut aici femeia? Bă, ești nebun, mi-a trimis numai edituri cu K-pop, cu nebuneli, cu alea. Te pup, îți mulțumesc foarte frumos, ce pot să zic? Mamă, ia vedeți câte edituri mi-a trimis. Ok, am primit încă o poză neortodoxă. Mamă, cât a mesajul, wow, haideți să-l citim, chiar sunt curios. Bună, Ceanu, îți trimit acest mesaj, sper să-l citești. Mă numesc Andreea și am... Opa, stai să fac un screenshot. Mă numesc Andreea și am 18 ani și mă uit la canalul tău de YouTube din 2018. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că am reușit să trec peste o perioadă foarte grea și încă mai trec în momentul ăsta peste ea. Am fost diagnosticată cu cancer la cap în 2019. Am fost distrusă, chiar a fost și depresie și mai multe. Azi pot spune că în viața mea Cristi, Vlad și tu jucați un mare rol. Sunteți actori principali care m-au ajutat. Astăzi, în 2021, încă mai am cancer, dar nu mai este așa periculos și am trecut de la etapa 3, care era periculoasă, la etapa 2 într-un an. Vreau să știi că vă consider ca pe frați. Rolul vostru în viața mea a fost divertismentul. Mi-ați dat dovadă că pot să trăiesc la 18 ani și că pot face orice, că pot să fac multe lucruri pe care nu le puteam face. Și anul chiar vă aștept la Bruxelles. Să știți că aș vrea să vă mulțumesc în persoană, vă mulțumesc pentru tot. Mă găsiți și pe Instagram-ul meu, mdadani. Sper să mai vorbesc și cu voi, vă pup, Vlad, Cristi și Ceanu. Băi, ce mesaj frumos, haideți să-i răspundem Andrei. Andreea, îți urez o sănătoșire gramnică. Scuză-mă că sunt așa buimac în acest vlog, doar că sunt treaz de efectiv 20 de minute, cred că s-au făcut. Dar în orice caz, îți urez o sănătoșire gramnică. Fii tare, fii puternic acolo pe tine. Fii sigură pe tine că vei trece peste. Ai încredere în tine, iubește-te. Și sunt sigur că ești puternică, băi, frate. O să trecem împreună peste chestia asta, îți promit. Te pup și ai grijă de tine. Sper să vezi mesajul de aici, de pe vlog. Te pup. Bună, Sofia. Sofia, de unde ești, Sofia? Glumesc. Te pup, Sofia, îți mulțumesc foarte frumos pentru Snap. Ești foarte drăguță.
Chris Doboș, te pupăm, Chris, Cristina, ea este Chris, fata de pe live-uri, în cazul în care vă uitați la live-urile mele, o știți pe fata asta, Chris, este moderatorul nostru și este finuța familiei Zeng. Mi-au numit comunitatea de pe live-urile de pe TikTok, familia Zeng, ca să știți. Și avem finuț, finuță, naș și nașă. Deci intrați acolo, frate, că în fiecare seară e mare nebunie, vă jur, e Catrincă rău de tot și mereu facem chestii pe provocări. Te pupăm, Chris, și mai ales te pup și eu. Dulce rău de tot. Și ai grijă de tine pe acolo prin Anglia, ai grijă de tine. Deci peste 60% din toate snap-urile astea sunt prostii și lume întrebându-mă dacă fac focuri. Nu fac focuri! Andreea, te pupăm, Andreea, îmi place foarte, foarte mult stilul tău și ochii tăi, dacă îi văd eu prea bine pe aici. Dar ești foarte, foarte drăguță, te pup. Ia uite, cineva stă, gen, e un snap trimis chiar de acum o oră, cineva stă pe relax, aparent. Cu o mare lumânare acolo, singur singurică, auzi, Doamne ferește, nu mai știu să vorbesc. Mamă, efectiv văd doar prostii pe aici, văd doar tâmpeni, ești nebun la cap. Ok, frumos, îmi place foarte mult outfit-ul și boxerii. Băi frate, doar mie mi se pare sexy atunci când fetele poartă boxeri din Calvin Klein sau nu știu, Nike sau orice fel de boxeri, nu știu, gen... Îmi plac foarte mult cum vin boxerii pe fete, frate, mi se pare genial. Da, în orice caz, cred că cu snap-ul ăsta vom încheia acest vlog. Sper că v-a plăcut acest vlog, frate, și că v-ați distrat aici împreună cu noi. Nu uitați să dați un like acestui vlog în cazul care v-a plăcut, să dați un share acolo să-l vadă și prietenii voștri, să vă abonați la acest canal, să facem măcar 430.000 de subscriber până la sfârșitul lunii, ceea ce nu prea cred eu, dar haideți să încercăm măcar. Și nu uitați, frate, că fac în fiecare zi, în fiecare seară, pardon, câte un live pe TikTok. Vă pup! Și vă iubesc, nu uitați să-mi dați și follow pe Instagram, pentru că acolo de obicei anunț live-urile înainte să înceapă. Acolo anunț și chestiile din viața mea, anunțuri destul de importante în cazul în care vă interesează de mine. Și da, ne auzim pe data viitoare, eu am fost Cianu Zeng. Pa! I wake up, flex, I'm down now, check, no drip this, what? Tell them run it up, no sleep, no rest, might crash, might wreck, but first die, stretch, tell them run it up.